Campinescu general. Da. Făcut metru. Ne-am întors, oameni buni, așa cum v-am spus și înainte de pauză, și în timpul pauzei, discuțiile, ca să nu zic polemica, discuțiile au fost aprinse. Subiectul este incendiar prin faptul că afectează sau este direct legat, sau cum vreți să formulați, de viața de zi cu zi a sute de mii de familii din România. Nu doar în București. Îmi pare rău, am constatat cu tristețe, dar asta e. Deschidem telefoanele. Sunt, acum ambele numere sunt deschise. Oamenii sunau și înainte, dar n-aveam cum, pentru că am propus ca după ora 17 să intrăm în legătură și cu cei de acasă, să ne spună și ei uful lor în direct. Este singura emisiune de televiziune, singura televiziune care găzduiește un dialog cu voi, cu cei de acasă. Spuneam că îmi pare rău că subiectul principal a fost Bucureștiu. E adevărat? Și cu un drum la mare făcut de Marius Marinescu și bine a făcut, pentru că acolo este o nenorocire ce s-a întâmplat în mandatele lui Mazăre. Am rămas dator să termin ideea și te rog să-mi permiți. Deci vreau să-i spun domnului Marinescu că nu poliția e vinovată de această mafie a imobiliarului. A avut atribuții foarte puține decât pe legea 50. Până 80, iar, tot timpul domnul Marinescu, deasupra polițistului, există un procuror care decide. Și există, da? Organul politic care stabilește. Toți organul politic, deja intrăm în alt anvergură, intrăm la alt nivel. Toți șefii poliției sunt numiți politici. Și atunci la ce să ne așteptăm? Nu toți când ne dăm judecători. Păi, sau pe mine sau face viața mai grea și nu vreau cu oameni destul de grea. Marea majoritate despre asta sunt poliții. Marea majoritatea au lins coranțele pe Parlament și pe la birou. Dacă te duci în orice județ, asta știți mai bine ca mine. Am și astăzi când vorbesc cu dumneavoastră o situație în care un primar din județul Giurgiu a demonstrat, și e primar PSD-ist, că e mai tare decât toată poliția română și a făcut ceea ce a vrut el și probabil că o să aducă în spațiu public de mafia locală situația în care ne aflăm. Am iarăși județe în care spun clar oamenii, polițiștii simpli, spun, dom'le, în județ aici la mine, comandantul e mână-mână, ori cu politicul, ori cu mai lipsește ceva. Corect, am vrut să spun. Eu vreau să vă spun că am discutat și cu mai mulți jurnaliști în Constanța când a fost cu Dan Trifo, am trecut și am făcut acest reportaj cu construcțiile astea, hoteluri, blocuri pe plaje, și mă spunea un jurnalist că în urmă cu câțiva ani a făcut o plângere penală pentru niște construcții ilegale construite pe plaje și cui a fost repartizat acel dosar unui procuror care primise în concesiune de la Mazăre și el un teren tot pe plajă să-și facă o vilă. Despre asta. Domnul Marinescu, dacă Videanu a primit în concesiune teren pentru la Znagov de la biserică. Păi știți de ce a primit? Ăla nu putea să primească și el de la Mazăre. Știți de ce a primit Videanu? La timpul respectiv Videanu a propus ca și documentele, a propus un pus pentru catedrala, el propune puzurile întotdeauna, primarul, un pus pentru catedrala Neamului care să depășească cu mult înălțimea Casei Poporului și nu numai. Deci un pus care în mod normal depășea și pugul, depășea legislația în vigoare și pentru acest fapt Patriarhia i-a făcut cadou lui Videanu, i-a concesionat pe nimic un teren într-un cimitir de la Znagov. Nu lasă nici morții să odihnească. Nu cimitir, alătura. Bă, era terenul Chiar cimitir. Nu dați că o dați în bălării. N-a scos morții de acolo. Nu a scos morții, dar era teren afectat zonei cimitir. Exact. A fost norocos că a mai primit în concesiune de la stat domnul Videanu și cu marmura. Și cu marmura, a avut noroc, domnule. Unii s-au născut cu noroc. Și dosarele lui Videanu și la alții au fost ținute până s-au prescris faptele. Și Bogdan Olteanu, care era președintele Camerei Deputaților, și Cristian David, care era șeful dumneavoastră, ministru de interne. Păi el ai făcut pușcărie. S-a dus. Să stea mult acolo pentru câte rele a făcut. Ce au făcut ei? L-am înțeles că a luat, nu știu ce a luat în biroul Ministerului de Interne. Șpagă. Nu știu ce a luat. Și mai este ceva. Păi e condamnat, domnule, pușcărie. Ce s-a întâmplat? Deci cei doi au propus o inițiativă legislativă prin care, atenție, biserica să obțină tot ce a avut în folosință până în 1937, pe perioada interbelică, să fie trecut în proprietatea bisericii, ce a avut în folosință. Și inițiind această lege, i-au primit în schimb de la biserică amândoi că un teren. Hai
că în cimitir lângă Videanu. Poliția are un deficit de oameni de 30.000 astăzi. Atenție! Și un polițist se formează în vreo 7 ani de zile. Hai să-i respectăm și pe ei. Sigur. Închei. Și acum domnul Dragnea a propus o inițiativă legislativă în Parlament, a primit-o de la Curtea de Conturi, prin care, atenție, tot ce a avut în folosință, ce a avut biserica până în 45, să primească în momentul de față în proprietate. Să pună bine și cu Pitești, ești în direct. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul Tudor Barbu, și imitați-o noastră. Mulțumim. Mulțumim toți. Te ascultăm, da. Deci, toate aceste se fac cu cu complicitatea autorităților. Deci nu este niciun dubiu. În Pitești situația e alta decât ce am prezentat aici? Deci, eu stau în Bulevardul Petrochimiștilor, vă spun, au loc două mașini de pompieri și o savane una lângă alta. Ce am văzut în București este ceva de groază. Deci atâta de spațiu, mult spațiu sunt între blocuri, că au loc câte două mașini, dacă este, Doamne ferește, de ceva un necaz, poți să treci una pe lângă alta. Dar cum îți explici, Cornel, cum îți explici că se ajunge la situația asta în atât de multe locuri? Cum? Cu ajutorul complicității autorităților, pompieri, primării, poliție, nu poți să iei o autorizație fără să ai... De la apă canal, de la electricitate. De la poliție nu trebuie aviz. De la poliție nu. De la poliție avizul rutier ăla care pe străzile alea unde intră. Nu mai rădă mă, Sorugiule, eu înțeleg că ți-a per polițiștii. Avizul de rutieră e dat de poliție. Stai puțin, că nu se mai nerveze. Nu, Tudore, faci confuzie. La primăria capitalei există într-adevăr niște polițiști. La toate primăriile există câțiva ofițeri de poliție. Să face un studiu de impact. Să face un studiu și să dea de impact. Dar sunt zone, nu m-am piperat, mă, sunt zone, nu vreau să dau nume. Băi, Tudore, dacă vrei să ți-o spun pe șleau așa, deci autoritățile române în frunte cu cei care au condus partidul ăsta, Republica asta din 90 încoace, da, trebuiau să facă drumuri, să tragă curent, să dezvolte rețelele de canalizare, gaz, apă și după aia se proceda așa. Vrei să construiești în Pipera? În Pipera faci construcții cu 4 etaje și construcțiile trebuie să arate așa. Dar și statul ar fi trebuit să vină în ajutorul dezvoltatorilor. Da, da? Și nu mai se ajungea la mafia asta. Pentru că ei și ei care au condus au avut interes. Adică au avut interes material. Atenție, în curtea imobilului în care a stat Nicolae Ceaușescu din primăverii 50 s-a ridicat un mastodont cu 5 niveluri și 2 niveluri subteran. În situația în care în curtea palatului din primăverii? Palatului din primăverii s-a ridicat un mastodont. Acum merge și filmați acolo. Am fost cu colegii dumneavoastră acum câteva luni și am filmat acolo. S-a ridicat un mastodont chiar în fața, în curtea... Bă, în față, stai puțin, mă, Marius, în față sau în curtea palatului de pe primăverii 50? Deci în curtea, atenție, imobilului primăverii 50, unde a stat Ceaușescu, da, și e monument istoric, da, da, așa, chiar în curte, de patrimoniu, chiar la 5 metri de la cornișa casei în care a stat Ceaușescu, s-a ridicat un mastodont cu 5 niveluri în momentul de față. Nu pot să cred. Deci, atenție, din 14.000 de metri pătrați, un hectar jumătate aproape de teren cât avea curtea respectivă, în momentul de față mai sunt 3.700 de metri pătrați, atâta mai are muzeu. În situația în care, atenție, în patrimoniu este și casa, e și terenul și subsolul, stai puțin, Marius, alea nu erau ale REAPPS-ului? Ale REAPPS-ului. Adică ale prostimii, ale poporului. Exact, și REAPPS-ul a dat terenurile respective la diverse dezvoltatori imobiliari. Le-a vândut sau le-a concesionat? Unele, nu, le-a vândut, s-au dus dezvoltatorii imobiliari cu câte doi martori în instanță și a zis, domnule, aici bunicului meu a avut un teren și a fost în instanță. Stați puțin, până la capăt. Și REAPPS-ul nu s-a dus la procese. Au fabricat acte. REAPPS-ul surdu acum, directorul general din pușcărie, știți? Da. Și nu s-a dus la... Deci s-a distrus. Și atenție, se dorea la un moment dat dărâmarea, cum să zic, gardului de lângă catedrala, de lângă din Casa Poporului și se dorea ce să se întâmple. Să fie retrocedate niște terenuri acolo, că a fost cartierul... Nu retrocedate, domnule, închiriat.
Am auzit discuția lui Rădăcină. Atenție! Și apoi acolo în Casa Poporului, atenție! Am Tudore, au fost case acolo. Au fost case. Eu am stat acolo, dar nu poți să retrocedezi, domnule, acolo. Eu am avut de suflet în... Eu, Tudor Barcu. Deci, domnule... Ioane, știu că ești la telefon. Stai un pic. Stai mă puțin, Marius. Da. Ca să-i spun, să vezi până unde merge mafia imobiliară. Eram membru al Consiliului de Administrație al Televiziunii Române. Calea Dorobanților 191. Da. Știi unde e Televiziunea Română? Este instituție... Dă-mă Constituția puțin. Am fost pe acolo. Băi, Televiziunea Română este singura instituție de presă împreună cu radioul care publică. Sunt trecute aici. Publică. Publică, bă, că e în Constituție, da? Știi că au pus mafioții ochii pe terenurile din curtea televiziunii să o demoleze, să o distrugă, să o mute în pipera? Am fost câțiva care ne-am opus. Poate au vrut să o modernizeze. Nu, e bă, lasă-mă, bă, te rog frumos. Atenție, poate au vrut să o modernizeze. Domnul senator, dar nu credeți că oamenii ăștia politicienii s-au gândit că sunt mai puțin locuitori în România? Vă tai la valierile, fac și eu pe la televizor când am avut replica asta. Nu mai avem nevoie de atât de multe parcuri. Toate construcțiile astea sunt ilegale sau abuzive. Nu, dar chiar pe mandatul dumneavoastră, chiar pe mandatul partidului dumneavoastră, dacă nu mă înșel, auziți? S-au construit parcuri în România, da, în teren, în pantă. Eu vă spun ce am până când și terenuri de fotbal pe la comune, da? Ce am făcut eu și de ce nu mai sunt eu parlamentar și nu tot, dar eu am dat o lege prin care am interzis construcțiile în parcuri. Știi, o țară întreagă o știe și o vedeți pe site-ul Camerei de... Am interzis construcțiile în parcuri. Ce am pățit în urmă cu niște ani de zile, în 2009, eu cu Codrin Ștefănescu ne-am opus să treacă niște puzuri, vreo 54 de puzuri, care însemnau miliarde de... A fost bătaie în primărie pe asta. De ce? A doua zi intra în vigoare... Deci a doua zi intra în vigoare legea prin care am interzis construcțiile în parcuri. Și vreau într-o noapte să treacă puzurile astea 54 în toate parcurile, până și în Cismigiu vreau să facă 4 blocuri. Eu vreau să fac un apel public la domnii ăștia dezvoltatori, așa, poate împreună cu primarii care au dat autorizațiile astea cum le-au dat, poate refac cel puțin sau modernizează toate posturile de poliție din România. Bine. Că la ei chiar refacă. Dom'le, că rămân posturile pentru cetățeni. 10 minute. Ioane, ești la telefon, ești în direct, ascult. Alo, bună ziua, domnul Barbu, dumneavoastră și telespectatorul nostru. Încerc scuze. Poate o să încerc să atrag puțin atenția și de la ea. Este într-adevăr o problemă foarte gravă imobiliarele și că se dau autorizație fără să se ține cont că poate într-o zonă să construiesc 3 blocuri și o să câte familii o să vină și familia respectivă cu câte mașini o să vină și câte locuri de parcare o să... Bravo, mă, băiete! Să se construiască acolo și problema este că deci orașele ar trebui să se dezvolte, dar nu în interior, să se dezvolte la periferie. Și asta se întâmplă cu sprijinul autorităților. Foarte corect punctul tău de vedere. Pentru că eu nu cred că cei care fac planul ăsta de urbanism sunt atât de reduși încât să nu-ți dea seama că dacă construiești 3 blocuri unul lângă altul, nu o să aibă oameni locuri. Domnul Ioan, mai e o problemă foarte gravă. Vedeți, primarii au dat autorizații să construiască blocuri între blocuri, în curțile interioare ale blocurilor și acolo erau, atenție, ieșirile ala de la blocuri, fiindcă blocurile înainte de 90 aveau adăpost ala în caz de război. Să te poți aduce în coadă postului. Poate vine doar pe fereastră un război. Și atunci ce au făcut? Ieșirile din adăposturile ala și vorba de numai în București de vreo 2000 erau în curțile interioare ale acestor blocuri. Ce s-au apucat primarii să facă? Erau părculețe mici și parcări acolo. S-au apucat să dea autorizații de construire între blocuri și au obturat și accesul la acestea de posturi. În caz de război nu mai au unde să nu mai bine război. Noi nu avem probleme grave, pătim de război. Dar nu vrei să le spunem... Cred că pe timp de război, domnul senator, ne descurcăm mai bine că ne unim. Emisiunea e la limita scăpărilor sub control. La mare infestată și nu pot să ducă românii. Poftim? Nu mai au loc nici pe plajă, că nu mai pot să-și spune, nu există plajă publică și trebuie să plătească, șezlong și așa mai departe, dar dacă te duci în apă, apa este infestată, numai la noi se întâmplă așa ceva, nu există WC-uri, domne, pe plaje, cum există în toate țările
țările civilizate pe coasta Marea Neagră e cel mai mare veceu public. Și toată lumea care exact, se duce până și exact, Marea Neagră, litoral românesc, cel mai mare veceu public de voile în mare. Exact, da. Nu de pe coasta, 100%. Nu poți să apă. E greu să cred că în Mamaia nu sunt veceu. Nu există. Eu cred că faci mișto. Nu există. Eu cred că vor exista. Veceu. Da, s-au gândit că Tudore, s-au gândit că dacă construiesc hotelul pe plajă, Iunica, aproape pe plajă, nu mai au nevoie de toaletă. Dar fuge repede în hotel și gata. Te rog mult. La Cluj, bună ziua, sunteți în direct. Alo? Nu, nu, la Cluj nu vorbiți cu noi? Nu. Teddy, nu vorbește domnul de la Cluj. Alt telefon. Al doilea e blocat. Ai noi sperăm, sau cel puțin eu sper, că autoritățile să ofere ceva, să treacă cel puțin, că niciodată nu-i mai târziu, la puzuri făcute înainte, l-a dus curentul electric acolo, gazul mai departe și se spună, bă, aici ai voie să faci, îți mai amintești, Tudore, sunt prin București pe aici, case tip, cum le-a făcut pentru CFR, da? Și sunt în zone importante, da? Și terminezi de 100 de ani, da? Atenție. Așa ar trebui. În alte țări așa se întâmplă. Nici nu-ți dă voie să construiești până când nu e un nou tras. Putem avea și noi un telefon în direct? Gaz, domnule, nu sunt asta să dă o lege, să dă pugul, să stabilești exact cum faci sistematizarea într-un oraș și să fac lucrurile cu cap. Dar la noi nu se fac cu cap. Și vorbeam de... Păi de, acum, acum chiar m-ați enervat și vă spun în felul următor. Cum am adreat cu canalizarea asta a Bucureștiului, da? E construită acum aproape 100 de ani, e subdimensionată, dar n-a dat-o unui român să o dezvolte, da? Au dat-o la o companie, să nu-i spun numele, că nu vreau să mă trezesc, da? Care ia apa, ia bani și pe apa de ploaie, da? Auzi, din curtea cetățeanului, da? Și a crescut prețul de 7 ori. E vorba de alimentare cu apă și de canalizare. Salut, deci toate Tiberiu, utilitățile, toate... Și n-au tras o țeavă nouă. N-au tras o țeavă nouă. Asta la rând să prindă legătura, abia a reușit. Da, Tiberiu, ești în direct. Vă mulțumesc. Avem o problemă foarte, foarte gravă în București. Strada, drumul Osiei, se pregătește un boom imobiliar. Am fost la primăria sectorului 6, totul e încuiat. În Folknot poți să intri în sediul primăriei sectorului 6, nu închis. Dar care e problema, care e problema la voi acolo, de fapt? Drumul Osiei este un, nu este drum, e plin de gropi. Cel care vor să dezvolte acest proiect are o planșă desenată cu două benzi pe sens. Acolo nu există trotuare, este drumul Osiei care duce în Militar Residence, ca denumire generică a tot ce se construiește acolo. De la McDonald's-ul aici din, de lângă metro până acolo. Ăla spre autostradă, în dreapta. Bravo, bravo, bravo. Acum am fost totuși primit la primărie, după ce ne-a primit de vreo... 3 ori. De 3 ori ne-au mânat. Spune așa, domne, noi nu facem drumul Osiei. Primăria Capitalei trebuie să facă drumul Osiei pe 4 benzi. Deci nu există nici trotuare, vă rog să mă credeți. Când și câte apartamente sunt acolo în zonă? A făcut acum un bloc pe plus 11 și deci, apartamente. Nu există blocuri deocamdată. Au făcut blocuri... Asta este secolul 6. Este de altfel și pușcărie pe tema. Exact, exact. Și, pe tema și până la urmă vă treziți cu mastodont. Luăm 2-3 minute de publicitate, stimați telespectatori, și revenim. Nu, domnule, are autorizație definitivă, provizorie. Păi de cum? Are, domnule, provizorie, dar poate funcționa. Nu poate funcționa, domnule. Provizorie are pentru un chioșc ambulant. Deci da. Era și păcat să vă spun și noastră și deșilor că suntem în direct. Discuțiile sunt minunate, emisiunea, subiectul ăsta merită, episoadele astea trebuie continuate. Avem o doamnă la telefon, dacă vă spun că avem o doamnă, Ecaterina se cheamă, așa, ne potolim, da. Ecaterina, să rămâi, ești în direct. Alo, din Iași vă sun, bună ziua. Sărut mâna. Aceeași tragedie se petrece și la Iași. N-am niciun dubiu. Să vă spun, pe o străduță de 150 de metri pătrați, cu 6
șase locuințe de bătrâni. S-a construit acum 4 ani un bloc cu P+3 cu 16 apartamente într-un loc de 600 metri pătrați. Ne-am judecat, am fost ajutată de fiica mea, care este inginer constructor și care locuiește și ea în apropiere. Și am câștigat, dar bineînțeles, nici acum nu s-a putut să se dărâme, că au mai făcut și deasupra, încă un etaj. O secundă, iartă-mă. Deci, ați înțeles și de acasă, da? Femeia și cu ceilalți bătrâni au dat în judecată dezvoltatorul cu blocul, au câștigat, adică repunerea în situația de dinainte, așa se cheamă, dărâmarea blocului. Da. E corect ce spun? Aducerea la stadiul inițial. Și aia de bine ce a dat instanța, probabil, hotărâre definitivă, a zis bine, ai câștigat, dar hai că mai facem un etaj. Am zis bine, Ecaterina? Aici e marea tragedie, pentru că hotărârile rămase definitive și irevocabile nu se pun în practică. Păi e faptă penală, mă! E infracțiune. Este faptă penală. Eu vă spun concret, am făcut la un moment dat. Cineva ar trebui să răspundă și nu înțeleg. Cine, mă, toată lumea spune la televizor să răspundă cineva cine? Cum motivează un procuror când ajunge plângerea la el, dom'le, că nu e pus în... Hai că avem pe cineva de la mare, foarte bine. Romeo, ești în direct. Chiar nu înțeleg. Alo? Da, Romeo. V-am sunat cu referința la subiectul dumneavoastră. Așa. Deci, locuiesc în Mamaia sa, dacă o cunoașteți locul, la halul piratilor. Așa. Unde de obicei stătea oameni de mare calibru, ca Mazări și alții. Așa. Pe strada mea, pe valul aici, așa, pe malul canalului, a apărut un dezvoltator imobiliar care și-a făcut el pensiune deocamdată. Dar dacă am chemat și primăria, am chemat și am făcut și sesizare și să știți că strada noastră s-a îngustat. Din 8 metri s-a făcut 37 de. Păi cum? Asta e un aspect vis-a-vis de blocul pe care... Întreabă-l pe om, cum? Că, auzi, păi nu înțelege surugia. Deci, noi am făcut la primărie, cu mai mulți ne-am unit și am sesizat, după care am primit răspunsul că este conform terenului pe care îl are. Deci, domnul Romeo... Atunci, ce ne mai condiționează primăria ca să respectăm legile, când legea spune clar că el trebuia să cedeze domeniului public un metru jumătate. Mie mi-a luat, de exemplu, 1,80 m într-un loc... E acces de servitute, trebuia să lase drumul în așa fel încât să poată circula două mașini în sensuri diferite. Doamne ferește de un incendiu, că nu mai poate să intre nici pompieri acolo, nici salvarea să blochează. Acum 20 de ani trebuia să lași doar 3 metri. Așa era legea. Corect. Să ne înțelegem bine. 3 metri, domnule, 2,80 mai. Să vorbiți între case, între două construcții. La ce? Nu, domnule. La servitute, la drumute. Băi, un om la telefon nu poate să vă facă față omul ăsta de la Constanța. Da, iartă-mă, prietene. În primul rând, domnul Marinescu, în primul rând, dacă dumneavoastră veți reuși să treceți cu două mașini, nu lejer, dacă puteți să le treceți, rețineți ce vă spun. Este extraordinar. Și cum au luat domnul aprobare dacă pe strada aia nu trec două mașini? Poftim? Se facă construcție peste drumul gazului, că e pe conducta de gaz. Bine, mersi mult. Faceți plângere penală, dați în judecată primăria că vă puneți și viața în pericol. Și vă câștigați sigur procesul dacă Ecaterina, aveți norocul să dați de niște judecători corecți. Să facă plângere asta penală, să facă o avem în conferință. Neimaginabil de mult. Sunt de acord, dar dacă vorbim de infracțiuni, vorbim de încălcarea legii, justiția trebuie să le clarifice. Avem o femeie la telefon din București. Ecaterina Sărutmâna, ești în direct. Cau prea mult. Vă mulțumim frumos pentru emisiunile dumneavoastră. Deci mii de mulțumiri pentru ceea ce faceți pentru noi. Și am o singură întrebare. Deci cei care dau aprobări pentru cartierele acestea rezidențiale au în vedere și creșe, grădinițe, policlinici, dispensare eventual? Deci asta e întrebarea mea și dacă cei care dau aceste aprobări știu că este nevoie și de așa ceva. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, o întrebare extrem de pertinentă. Te rog mult, nu închide, pentru că vreau să discut cu Marinescu și cu surugiu pe tema grădinițe, școli, spitale în aceste cartiere, după publicitate cu tine. Imediat venim. Da, mulțumesc.
Ne-am întors, oameni buni, ultima parte a unei emisiuni care cu adevărat a fost incendiară, fără nicio glumă. Ecaterina, ești în direct. Da, vă ascult. Noi am luat întrebarea ta ca subiect de dialog. De ce nu se gândește niciun dezvoltator de genul celor despre care am vorbit, de ăștia care fac sute de blocuri pe metru pătrat, cu o singură cale de acces, la grădiniță, la școală și spital? Corectă întrebare. Și ați uitat de biserică. Lasă-mă, Ioană, da, te rog, nu mai degenerat. Au zis, doamne, aș vrea să vă întreb dacă pe calea aceea de acces pe servitute sunt parcate mașini. Deci, unde vreau să ajung? Dacă, Doamne ferește, se întâmplă un incendiu, dacă are nevoie cineva de salvare, mai poate să intre mașina salvării? Pot să intre mașinile pompierilor? De multe ori trebuie să vină împreună. Mașinile poliției, poftim. Ia zi, Caterina, cum e la voi acolo? Dacă senator, poliția intră pe stradă. De ce pot să vă spun? Lăsă-mi femeia să răspundă. Da, Caterina, iată. Nu se intră dacă e blocat drumul. Deci eu ce pot să vă spun, deci pe prelungirea Ghencea este o mare problemă să ajungi în cartierul Latin, de unde vine nepotul meu la școală. Deci nimeni până acum nu ia nicio inițiativă pentru problema asta. Deci dacă cereți părerea mea și îmi pare surugiu, rău... Surugiu, știe perfect pentru că vă spun eu vă spun eu că Surugiu nu e numai invitat emisiune, mi este și prieten de casă. Acolo stă Surugiu, este o tragedie. Deci eu ca să mă duc la Surugiu mai bine renunț. Pentru că dacă... Exact unde spui tu, zona cartierului Latin, de acolo, e o tragedie. Este catastrofă. Dacă are nevoie cineva de salvare și a nimerit cele 6-7 ore dimineața, și adică 3 ore jumate dimineața, 3 ore, a terminat, moare săracul liniștit, ferească Dumnezeu, pentru că salvarea n-are cum să ajungă la el. Pompierii, dacă ia foc în cartierul Latin la niște ore de-astea de... Zi-mă, Surugiu, de ce mă lași pe mine? Eu vreau să spun că pasajul de la Domnești a început. Da. De ce a început? Așa. Doi la mână. Vreau să întreb în telefon, nu vă prind aici. Doi la mână. Mine. Un domn care vrea să vă spune câteva lucruri despre ce se întâmplă cu construcțiile astea ilegale. Puteți să-l băgați? E pe telefonul meu. Pune-l pe speaker. Da. Ia spuneți. Eu vă doresc, Caterina. Ia să încercăm. Asta n-am mai făcut-o. Ia spuneți. Ne-a făcut manevră acum. Spuneți cu ce vă confruntați dumneavoastră din punct de vedere al construcțiilor ilegale. Ține telefonul lângă la valieră. Vă auziți pe post. Alo? Da, vă auziți pe post. Vă rog. Bună ziua, domnule Barbu, și bună ziua și... Marinescu și Surugiu, domnul Surugiu, da. Hai, domnule, treci la subiect odată. Pe care nu v-ați realizat. Treceți, domnule, la subiect. Spuneți ce aveți de spus. Da. Eu sunt vicepreședintele Asociației Caselor Naționalizate. Așa. Și acolo e o problemă. Eugen Pleșa. Așa. Noi ne-am confruntat de-a lungul anilor cu evacuări și cu construcții ilegale și am sesizat. Am înțeles. Am înțeles. E alt subiect, altă emisiune. Da. Mulțumește, ia-i numărul de telefon. Da. Da. Haideți că vă sunăm. Doina, ești în direct, să rămână. Alo? Da. Nu m-ați lăsat să termin cu o secundă. Prelungirea. Da, imediat, mai am un minut. Da, Doina. Doina, nu Doina. Ah, iartă-mă. Da. Vine Paștele acuși. Dorina din Dobroiești. Vă ascult, Doina. Mă auziți? Da, vă aude toată România. Dacă ne mai... Da, spuneți-ne care e problema. Domnul Barbu, în Dobroiești situația este și mai gravă. De ce? Păi, de ce? Pentru că primăria, prin reprezentantul de la cadastru, eliberează autorizații de construcție, de garduri și construcții noi prin casele oamenilor. Bine, deci, ia-i numărul, Teddy, pentru că mai am 10 secunde și termin emisiunea, ia-i numărul femeii și la episodul 3, 10 la episodul 3 o sunăm noi pe această femeie, căreia i-am închis telefonul, urmează rubrica dedicată centenarului, nu mai avem timp. Primarul de la Jilava era în pușcărie și lumea îl vota. Păi și ce? Păi, poate merita. Sigur merita, dacă era în pușcărie și... Păi, nu... Fix cu un secol în urmă. Bună, Codruța! Bună, Tudor! Ziua de 28 iunie 1918, o zi de bine, are în prim plan un eveniment extrem de important, și anume deschiderea ședinței adunării deputaților la ora 10.20, care are ca finalitate ratificarea tratatului de pace încheiat în 7 mai, mai devreme, cu câteva luni.
Ședința se deschide cu discursul președintelui adunării, Constantin Meisner, și continuă apoi cu un lung șir de discursuri, printre care Ace Cuza, Pătrășcanu, Văgăunescu, Ion Cezelea Codreanu, tatăl cunoscutului legionar. Avem aici actul în care se arată că respectivul tratat a fost aprobat în ședința adunării deputaților, a fost ratificat cu un număr de 135 de voturi și înaintat ulterior regelui. Vom vedea că regele nu-l va promulga niciodată. În București continuă procesul de mobilizări și pe acest fond este desființat Spitalul Societății Ortodoxe al Femeilor Române, SONFR, cunoscut ca siglă. Avem în acest dosar toată documentația. O filmez pe Alexandrina Cantacuzino, care probabil din această cauză nu poate participa și își exprimă regretul la deschiderea filialei din Chișinău a societății. Câteva imagini de epocă cu capitala Basarabiei. Ea transmite însă un discurs dactilografiat către participanții evenimentului din sediul muzeului din Chișinău. Însă, vă spuneam, își exprimă regretul, dar cu sufletul este alături de audiență. Tot în contextul demobilizării avem ofițeri lăsați la vatră care trec de pe picior de război pe picior de pace. Și aici o situație în care un anumit militar își ia și concediu de odihnă pe o perioadă de 7 luni. În Târgu Neamț, acolo unde se afla principele Carol, acesta îi scrie tatălui său o scrisoare care, prin simplitatea exprimării, de face să ne impresionează. Haideți să arătăm documentul ăsta mai în detaliu. Dragă tată, adresarea pe care, bineînțeles, o folosește principele Carol către regele Ferdinand, aflat, vă spuneam, la cetatea Neamțului, acolo unde era comandantul regimentului de vânători. El îi cere tatălui său, spuneam, să intervină pe lângă ministrul de război, Hârjeu, care dorea pentru a-i schimba decizia de înlăturare a secundului său, Bădulescu, implicat, se pare, fără voia lui, într-o afacere murdară. Bineînțeles, Carol contrazice toate acuzațiile și spune că Bădulescu este un om de sprijin, este cel care, de fapt, în timpul războiului a organizat perfect activitatea regimentului.